Anul 2020 nu a fost deloc ușor, dar este unul din viața noastră. Poate mulți dintre noi am vrea să dăm uitării această experiență, însă este imposibil. Tot ce va fi de acum înainte va fi cu totul altfel, iar anul 2020 va rămâne unul memorabil. Anul 2020 a fost marcat de o criză sanitară fără precedent. Apariția noului coronavirus în țara noastră la începutul lunii martie a schimbat viața românilor radical. Un an foarte rău, adică nu dau plat, m-am din toate punctele de vedere. Credeți că va rămâne un an memorabil? Da, cred că da. A fost un an greu. Credeți că va rămâne un an memorabil? Probabil, dacă n-ar veni și alții, mai rău. Am învățat câte ceva din anul acesta. Am învățat, de exemplu, că suntem singuri în fața crizei, că statul nu este acolo când cetățeanul are nevoie de el. O știam, dar am crezut că în noile condiții lucrurile se vor schimba. Anul 2020 a fost tare și căitor și și-au bătut joc de noi conducătorii ai mari. Pentru că pensiile nu se măresc, salariile nu se măresc, s-a pus la conducere numai pe interes. A promis una până în alegeri, acum e alta după alegeri. Politicienii și conducătorii nu se implică în situația a le face tratament, aș coordona țara să nu fie atâta boală. Și nu au habar. Au habar pentru ei. Și ce există în țară, nici atât. Eu n-am întâlnit, dar eu știu din bătrâni în bătrâni. Eu n-am întâlnit. A fost gripe, așa a fost, dar nu ne-a pus la gură. Dar purtăm și de asta, ce să facem? Ceea ce ne rămâne este speranța că anul acesta va fi mai bun și vom scăpa de acest dușman care nu a respectat regulile niciunui război cunoscut, care a lovit în oricine și ne-a demonstrat că suntem în cele din urmă egali.